Eu nu am suportat copii de bani gata pentru că eu nu eram și am ajuns acum ca să iau la mine în casă. Dacă îți dau 100 de lei, pot să mă uit la tine. Nu te să mă din nu, că ne-am mult. 2, 4, 6. Au fost pe fiță, nu te-ai putut înțelege cu ei, nu s-a lăsat nimeni prins. Dați-vă mai încolo. Toma, ce ia să pice? Am criticat, te mai normal. Vai, te been no back for the next day song never tell a back that I never stay running sipping on facts damn no I got stacks in the lab taking bitches straight. Vă salut cu drag, astăzi facem un vlog despre familie, pentru că ați cerut în comentarii și pentru că țin cont de ceea ce îmi scrieți și vă citesc și comentariile. Foarte multe persoane m-ați întrebat despre familie, despre educația în familie, despre cei 5 copii, cum să-i crește, mai ales țin cont că eu am o provocare pe care în copilărie n-am crezut că o să o am, mi-am dorit să o am, aceea de a avea copii de bani gata. Eu nu am suportat copii de bani gata pentru că eu nu eram și am ajuns acum ca să iau la mine în casă. Deci m-am trezit cu ei la mine în casă. Atunci întrebarea este ce fac cu copiii ca mai departe în creșterea lor să nu devină niște ciofrângari, cum ar spune unii, niște neserioși, niște nesimțiți, iar parte din acest lucru este provocarea pe care mi-o asum și, bineînțeles, una din deciziile pe care le-am luat a fost ca să fac educația împreună cu soția mea la copii exact acasă. Noi am retras din sistemul de învățământ nu pentru că sunt împotriva sistemului de învățământ total, ci pentru că eu consider că pot să îi educ mai bine având timp. Și eu și soția mea ca să facem lucrul acesta. Dacă n-aș fi avut timp și ar fi trebuit ca să fac ceva în fiecare zi, să lucrez pentru bani, banii nevenind lunar, atunci probabil că i-aș fi ținut acasă. Așadar, după cum se vede, suntem lângă Biserica Neagră și aici am început ziua cu ei, pentru că am intrat înăuntru, am ascultat câteva informații interesante din partea unei persoane care e angajat aici și deși suntem în Brașov, am aflat lucruri pe care nu le-am știut despre Biserica Neagră, de aceea vă recomand să o vizitați, să veniți în Brașov, cel mai frumos oraș din Europa pe departe. Cel puțin pentru mine este orașul de suflet, deși am fost adoptat de acest oraș, eu venind, după cum știți, din Reșița, dintr-un micuț cartier de blocuri turn, dintr-o micuță garsonieră. Dar nu contează de unde pleci, contează unde ajungi. Așadar, astăzi cu copii vom face câteva activități pe care vreau să vi le arăt și vreau să vi le explic de ce aceste activități sunt pentru dezvoltarea lor personală, deoarece înainte ca să-i dezvoltăm profesional, vrem să-i dezvoltăm personal. Omul care devine este mai important decât slujba pe care o are. Toată lumea vrea să se dezvolte, merge la training-uri, merge la tot felul de seminarii speciale pentru ca să devină foarte deștept la locul de muncă, însă limita locului tău de muncă și a business-ului tău ești tu cu dezvoltarea ta. Iar pentru aceasta este nevoie ca să te dezvolți tu personal mai mult decât locul tău de muncă. Deci, pentru aceasta, haideți să vedem astăzi ce activități facem copiii în piața sfatului și prin prima activitate pe care o vom încerca este una de sport. Ce activități facem astăzi? Ce vrei să facem astăzi cu copiii? Păi, în primul rând am venit să ne plimbăm cu ei, să facem mișcare, să punem limfa în mișcare. În al doilea rând am venit la porumbei să îi hrănim. Copiii vor să atingă unul și am înțeles de la tata că tata are experiență cu porumbei. Nu mai prind, ne ajunge. Porumbei vor să fie hrăniți, dar nu vor să fie atinși. Nu știu dacă știați. Asta este dorința lor. Așadar, prima activitate pe care o facem este să mergem la porumbei și să încercăm să atingem un porumbel. Întrebarea este dacă reușim să prindem unul, dacă e voie. Hai să vedem. Ce ziceți? Vreți să mergem la porumbei? Da! Așa, bravo. Haideți. Haideți. Dacă îți dau 100 de lei, pot să mă uit la tine. Dacă îți dau 100, mă pot uita. A? Mă pot? Ți-am las 100. Parcă da, vedeți, pe 100 de lei se lasă privită. Pe-am provocare să facem rost de pâine, am venit să hrănim porumbei cu zăpadă. Nu crezi că se sătuie așa de zăpadă? Când să mergem la restaurant să cerem, dați-mi și mie un coș de pâine. Nu prea apare meniul de duminică. Da, na, hai să vedem. Salut! Salut! Ce faci? Salut! Venit să mâncăm niște pâine pentru porumbei. Da, nu cred. Salut, ce faceți? Da, ajutați cu niște pâine. Aduc un pic mai mult. Stai că vine meniul. Da, am rezolvat cu pâine. După cum vedeți, s-a găsit soluție. E o tehnică care trebuie folosită pentru a rezolva lucrurile, dar dacă vă interesează tehnica celor 3 degete, scrieți în comentarii și vă explic puțin cum funcționează tehnica alfa. E ceva foarte interesant. După cum vedeți, dacă ești pe ea de treabă,
lumea îți dă o mână de ajutor, așa că mulțumim frumos. Fiecare o felie. Mamă, dar asta e și de calitate. Da, cu asta o să atrageți porumbeii. Trebuie să nu mâncați. Și mi-a rămas o felie în plus. Pentru cea mică care este unde? Călucior. Au pus copii. Ah, bă, bă. Nu puteți să mă rindu, nu, că ne-am mult. 2, 4, 6. Mulțumim frumos de tot. Măi, dar nu-i de mâncat, Area. O dăm la porumbei, mami. Doamne ajută. Hai să dăm. Salut, sănătate, foc, salut, mă să rămână. Deci, măi... Tu știi cu pescărușii, că nu cu porumbei. Dacă pescărușii ia-s diavol. Dacă ne vede cineva că cum mănâncă copiii pâinea, zic că nu le-am dat să mânce acasă. Dați-vă lei cum mănâncă pe ascuns pâinea. Mănâncă pe ascuns pâinea, își bagă piciorul în ei de porumbei și mănâncă pâinea, zici că n-au mâncat de câteva zile. Chiar e gustoasă, am gustat, da. Și eu. Și mie îmi plăcut, am văzut panetone la cum arată. Da, domnul Daniel ne-a dat pâine de calitate. Hai să mergem să vedem dacă reușim să prindem un porumbel. Nu-s foarte dornic. Deci destul de sătui, nici nu vine. Ăsta cu piciorul stricat vine. Dați-ne și voi, poate prindeți voi unul. Fuge de pâine. Fuge de pâine. Duminica porumbeii sunt sătui, vin turiști, vin ăștia, trebuie să vii undeva pe joi. Iau pâinea să nu las pe jos, să nu las pe jos mizeria, ați văzut, da? Hai să mergem la alții mai într-o parte, că ăștia duminica undeva pe joi, maxim vineri pot să vină ăștia, că după aia sunt sătui și nu mai te bagă în seamă. Ia să vedem aici. Am mai prins unul de curând, a fost cu minte, nu l-am chinuit deloc. Ia să vedem. Păpăr! 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 Să nu, deci astăzi porumbeii au fost foarte sătui, au fost pe fiță, nu te-ai putut înțelege cu ei, nu s-a lăsat nimeni prins. Speram să prindem un porumbel și astăzi, pentru că data trecută când am fost, Călin a prins. Copiii au fost foarte bucuroși de el, l-a dat să-l miroase, să-l pupe pe cioc, l-a mângâiat și bineînțeles că i-a dat drumul ulterior. I-a dat drumul tigaie. Ceapa, îi simt, eu știu când le văd privirea, când se uită cu ochiul așa, e clar că nu le este foame. Astăzi fiind duminică, facem o excepție, mergem să luăm înghețată, luăm foarte rar, consider că este un aliment prea puțin hrănitor, să nu spun că nesănătos. Așadar, o dată pe săptămână copiii fac excepție, primesc înghețată. O dată pe săptămână? Unde? Vara. O dată pe lună. Cam să lingem înghețată bună. Haideți. Ieri le-am făcut eu înghețată de banane cu smeur acasă. Da. Nu avem un loc special unde o luăm, o luăm unde o găsim. Tata, hai să o luăm atunci, că vreau să iau aia cu fistic. Bine, mergem să luăm cu fistic. Astăzi sunt și florile, lumea a ieșit în centru, se plimbă, ne plimbăm și noi pe niște corturi aici, cu arbori, cu usturoi, cu tot felul. Haideți să vizităm, să vedem ce lucruri puteți să găsiți la Brașov în ziua de flori. Căutăm chestii naturale, căutăm chestii bune la gust, pe bani. Dați-vă mai încolo. Hai să cumpărăm un borcanel de ciuperci de pleurotus. Bună ziua, asta rămâna, asta e borcan de pleurotus din acesta. Ia să vedem. Cine vrea să guste? Vreau să iau. Vrea și mama. Voi. Luați, mâncați. Voi? Ia. Vrei area? Ia să vedem. Trebuie să facem o coadă, că dacă nu e hamalaie. Vrei? Bagă mâna acolo, Ria. Bagă și tu. Aici nu-ți plecă mie la cutită. Da, foarte bună. Foarte bună. Nu faceți asta, că... Ia o faceți din una, o faceți fiecare. Pe propriul. Băi, nu luați în halul ăsta. Una fiecare, mami, da? Ia aia, ține. E prima masă pe ziua de astăzi. Nu? Încă nu știți, eu am o masă pe zi. Prima masă și cea mai importantă până la urmă, nu? Că e prima și ultima pe ziua de azi. Are și-a făcut provizii. Am învățat de la tata. Hai bine să ai deoparte decât să rabzi. Haideți să luăm și niște ridiche. Covrigii aceștia merg foarte bine, ridichile, și niște ceapă verde. Vreți? Da? Hai, stați la rând. De multe ori am văzut copii, mai ales de banca ta, care nu mănâncă legume deloc. Nu suportă legumele. Deloc nu mănâncă legume. Ia să vedeți aici exemplu de copii. Da. Două nici de ridichi. Vreți ridic? Da! O trupă foarte veselă. Da, i-am închiriat să ieșim copii în astăzi în oraș. Hai, una fiecare. Rămân două, da. Cum e, Ovidius? Bun. Cum e? Bun. Bomboană. Cine, toată lumea lua? Legumele, cea mai importantă sursă de hrană, vitamine, minerale, cea mai importantă sursă de hrană. Uitați cum o mănâncă. Dar nu știți că i-am plătit să mânce. Mm. Delicios. Cine vrea? Cine vrea ceapă? Eu! Hai. Asta mică.
Am terminat la prima. Mă, vă mai curăți, mami. Obiceiurile vechi nu se uită. Așa mâncam și când mergeam la bulci. Hai, Areia. Areia, îmi dai o păgăcea. Primesc? Areia. Știi că mă comport cu tine omenos. Doarme. Da, înghețată? Înghețată vrea? O! Oh! Opa! Opa, s-a deschis un ochi. Opa, a prins viață. Hai. E ca în Jurassic Park. Deschidea la ochi. Wow! Ce ai puțin, măi? Ce-ai puțin? Dă-i o păgăcioasă să-i treacă supărarea. S-a speriat. Unde-i mami? Cățelul. Hai, vino că te ajut eu să-ți iei trotineta înapoi, da? Iubito, crezi că avem destui, nu fac glume din astea. Bine că a venit, că nu-mi plac glumele astea, că încă unul, plus minus. Povestea-i, dai mai 10 minute. Sunt toți? Trebuie numărați. 2, 4, 6, 7. Cine vrea înghețată? Eu. 4 persoane vor înghețată. Păi n-am strigat tot. Nici la seminarii când întreb cine vrea să facă bani, țipă o parte, restul zice, bă, oricum zic ceilalți. Oricum țipă ceilalți, n-ai sens să mai țip și eu. Hai, intrăm să vedem. Da. Asta e foarte bun. Pistic sărat. Că da, nu e chiar înghețat, gen. Adică nu ești atât de... Bă, am mâncat pistic sărat, nu e dulce. Poate știți ce vreți? Da. V-ați luat bani la voi, nu? Da, las, nu luați data viitoare înghețată. Da. Așadar, dacă vrei să nu te plictisești, mulți copii este soluția cea mai bună și asemenea, mulți copii ca să te viziteze și tu vor fi ei mari. Mergem la plimbare. Acum, lumea nu știu dacă se uită cum ești pe mine sau se uită să văd pe copii. Mulți zic, ba, câți? 5? Dar, pe cum vedeți, copiii sunt, zic eu, na, tatăl, educați bine. Chiar dacă sunt 5 copii, plus mai avem încă 2 fetițe, prietene de ale lor. Sunt foarte cuminți, putem să mergem cu ei în centru, fără să fugim în toate părțile. Pe cum vedeți, eu sunt destul de liniștit, soția mea e liniștită, copiii sunt și ei liniștiți, na. Deși și dacă mai se destrăbălează puțin, trebuie lăsați să se destrăbăleze, să-și consume energia și, bineînțeles, să facă ce fac copiii mai bine, adică să experimenteze, să fie curioși și să vadă și ei lucrurile astea lumești. Așadar, dacă vreți să discutăm pe alte teme, cum ați văzut, tema de astăzi a fost ce facem într-o zi duminică. Suntem, practic, anumite acțiuni pe care le pot face și persoanele care au un nivel de trai financiar normal. Nu facem lucruri habana. Noi am dus cu elicopterul în jurul Brașovului și am ieșit la Porumbei, lucruri normale. Banii nu schimbă partea aceasta și e bine ca să vadă lumea așa cum am văzut-o și eu. O vedem cu toții. De aceea ne bucurăm de lucrurile firești, normale și chiar dacă avem o situație financiară mai bună și câteva sute de mii de euro care vin flux financiar pe lună, trebuie să rămânem aici între oamenii cu care facem activități, cu care facem business sau printre care am crescut și eu, pentru că ei mai departe să nu fie într-un glob de cristal, să nu știe de lumea aceasta și când vor fi mari să fie niște ciudați care n-au primit atenție de la părinți. Pentru că cea mai mare boală a copilului de bani gata, ca să ia razna, este lipsa de atenție din partea părinților. Am muncit foarte mult și foarte intens ca să pot acum, ca să am timp să petrecem împreună. Soția mea face această slujbă în totalitate și este și o plăcere, nu doar neapărat o obligație. Iar eu, față de un tată normal care lucrează la 8 ore pe zi și vine rupt de obosit și fără chef, cred că sunt mult mai capabil să fiu aici cu ei, cel puțin mental. Așadar, moto, zi frumoasă și mergem la ultima destinație pentru copii, la cineva drag care ne-a chemat. Aici stai să veniți pe la noi că vă fac ceva special. Hai să vedem ce ne face. Primesc foarte des întrebări. Ce facem cu copiii? Ce activități facem cu ei pentru a se juca, pentru a se distra? Încercăm să facem lucruri cât mai simple, de genul acesta. O plimbare împreună, cu toții, sub tâmpa, auzim păsărelele cum cântă. Ce părere aveți? Da, e foarte fain. Nu des niște nimeni care te merge. E ca un fel de chitară. Lucrurile simple și mărunte aduc bucurie în viața copiilor. Am încercat să le transmitem acest lucru de mici copii. Chiar dacă avem o situație confortabilă financiar, i-am învățat să se bucure de lucrurile mărunte ca să poată să le aprecieze pe cele mari. Hai să văd aici. Cea în care sunt aici. Hai să vedem. Hai, du-te, ia-o pe aia. Așa. Bravo. Nu mai pot. Mai poți? Dă-ți drumul că te prind, măi. Ce trebuie, tata, că te prinde. Mâna! Mama, uite! Mama, Reia! Am udărit CD-ul. Iubitu, iubitu. 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 Aria, ce faci acolo?
Aria, te-ai urcat cam sus, mami. Da. Dă-i. Ia uite-l. Ia uite-l. Mamă, bine. Mamă. Păi ce, că eu vreau să mă dau și eu, dar acum... Bravo, mami. Bravo. Puterea vine de la înghețată. Înghețata a dat power-ul în ei. Acum scoatem înghețata afară. Mai poți? Aruncă-te jos dacă vrei. Vrei să te prind? Hai. Se prinde, Ares? Tata! Bravo, Ares! Să vă luăm mai încet. Nu se poate, fiind mulți, fiecare vrea să facă în plus. Eu nu le-am zis, bă, care poate, care... Nu poate. Ei vor să arate ei. Te faci tu una? Să mă încălzesc puțin, că eu sunt mai copt puțin. Sunt așa de fresh. Mama, nu uite-am mult. Hai că ei au dat până capăt. Ce faci? Înapoi! Fără să pui jos! Aia, da? Las că tăiem asta, ce n-ai făcut? Opri-o, te iau! Cum pleacă? Hai să vedem, am găsit aici o trotinetă, să vedem dacă mergem. E a doua oară când mă dau cu trotinetă, prima dată m-am dat de curând pentru misiunea mă mișc cu pitici, cu sclipici. Nu e așa. E, cum e? Sclipici. Era filmulețul ăla cu cea mai rapidă mașină și era filmată de un BMW. Din față. Tocmai ce era să pice. Cum e ea deja? Tocmai ce era să dea frontal în acest obiect. Și nu au percepția durerii, dacă degeaba le spui, bă, vezi că dai și te doare. Până nu lovesc ei și până nu îi doare pe ei, bine, dacă nu zici ceva de genul, trece mașina și mă fac că nu o văd și dăm copil. Nu, dar chestiile astea minore, uneori e bine să lovească la un picior, la o mână, la ceva, pentru că altfel nu o să înțeleagă durerea. Durerea este necesară și în afaceri, și în viață, și în tot, ca să te poți bucura de plăcere și ca să poți să înțelegi ce înseamnă plăcerea, uneori după durere. Asta e un alt subiect. Totdeauna a fost un subiect la care am contemplat faptul că nu poți să percepi succesul, nu poți să percepi victoria dacă nu este durere, dacă nu este posibilitatea eșecului. Pentru că oamenii nu vor să eșueze, nu vor să-i doară, nu vor să piardă bani, dar nu poți să te bucuri de un câștig financiar dacă tu nu ai fost cumva lângă a pierde acei bani. Iar cele mari bucurii vin întotdeauna după cele mari dureri. Întotdeauna. Îmi scrieți unii că părinții nu vă înțeleg, nu vă lasă, nu vă susțin. Păi, crezi că bine m-au susținut părinții de să dea bani și alte lucruri? Dar bucuria după ce reușești și le arăți părinților că da, mă uite că am reușit, e cu atât mai mare cu cât ei te-au susținut mai puțin. Și în momentul ăla și părinții o să vedeți că o să vă aprecieze mai mult. După cum a spus cineva, un singur dulce pe zi, așa zic și eu, că atâta trebuie, un singur dulce pe zi, dar într-o anumită cantitate de timp, da? Gen 2 ore. Și am ajuns la ultima stație, stația clătitei. Câte clătite vreți? 4 clătite. 4 clătite, cu ce să fie? Toate cu banane și Nutella. După cum ați văzut, eu nu mi-am luat, pentru că la câți copii sunt aici, sigur rămâne. Așa că mâncăm petele XXL, ne înțelegem ce iese. Ce ai făcut, Ares? Am piedicat de mănămor. Ia să văd, întoarce-te. Vai, Ares, vai, te-ai făcut până la piele? Da. Știi că nu avem alte haine la noi? Nu. Ce ne facem? Nu știu. Mâncăm clătita așa, indiferent cum te șterg, ce ai aici nu se duce, mami. Da? Asta înseamnă copilărie, să te murdărești, să cazi, să te lovești. Trebuie să și bate cineva. Ares, cum vrei să te bat? Ai de ales. Încet. Cum vrei să te bat? Te-ai gândit? Unde vrei să fii lovit? O să te întrebe ce înseamnă bătaia, că nu știe dăm, termenul. Dăm tot acolo unde te-ai murdărit sau dăm mai jos? Nu? Dăm mai jos? Uite, Ares, haide, mănâncă clătita și hai. Facem excepție în sfânta zi de duminică, nu batem copilul. Păcat de la Dumnezeu. Dar vezi că pe Ares îl băgăm în porbagaj la întoarcere. Îl dezbrăcăm la chiloți. Murdărește pielea din mașină.
Da. Nu, nu, că așa am albă. La întoarcere vine în portbagaj. Nu că nu-i place. Astea vin spuse, așa s-a derulat ziua. Știu că poate v-ați aștepta la elicoptere, avioane, parașute, de-abar n-am ce parașute de care pică din cer. Tot felul de alte lucruri se întâmplă astăzi, dar, după cum ați văzut, pentru că suntem oameni normali ca și voi, venim din mediile noastre în care am crescut, nu am crescut în palat, am crescut în pub, am crescut în elicopter. Ei bine, așa ne-am simțit noi bine și important este să fii recunoscător pentru ceea ce ai și mulți dintre cei care mă urmăriți aveți lucrurile care le-am folosit astăzi, însă, din păcate, prea mulți ne uităm la celelalte lucruri pe care ni le dorim mai mult decât să fim recunoscători la cele pe care le avem deja. Însă, înainte ca să le avem pe alea mari, trebuie să ne bucurăm de alea mici, pentru că așa vom da drumul la recunoștință și recunoștința o să atragă din ce în ce mai multe lucruri frumoase. Așadar, mă bucur că ați fost alături de noi. Scrieți-mi dacă v-a plăcut, dați-mi mai multe detalii, ce ați vrea să mai filmăm. A fost un daily vlog astăzi împreună cu familia, însă puteți să propuneți alte teme. Tot felul de idei vor fi cu cât mai nebune, cu atât mai apreciate. Așadar, mă bucur că ați fost împreună. Dați un subscribe să mărim canalul, un like, un share și de ce nu, haideți să fim din ce în ce mai mulți pentru ca să avem o comunitate frumoasă și evolutivă. Succes! Sippin' on Vicks for the next day song. Never tell a fact that I never stay running. Sippin' on Vicks, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make shit while I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking hits bleed. Cause for the loss, never really don't make shit. Got me never really don't chase it. Dreams to the blade, no fake.